Bine ați venit, dragi doamne și domni care aveți soarele, luna sau ascendentul în Scorpion, la etalarea săptămânii 29 ianuarie 4 februarie 2024. Dacă sunteți curioși, pentru aproximativ 10 minute voi consulta cărți de oracol tarot pentru a vedea aceste așa zise energii ale săptămânii următoare. Aprind în primul rând o lumânare pentru sănătatea noastră a tuturor, pentru împlinirea dorințelor, pentru vindecări, pentru împăcări, pentru găsirea de soluții și rezolvarea de probleme. Fie ca această lumină, da, lumânării, căldura ei și pacea, da, pacea sufletească să vă ajute în tot ce aveți voi de făcut. Începem prin mesaje generale, după care vom ajunge și la aspectul fiecarei zi în partea săptămânii de luni până duminică. Să vedem, după din trei amestecări, care este mesajul vostru. Este o mantră, până la urmă, este un citat de automotivare. Sunt în centrul păcii. Iată că vorbeam de pace, da? De ideea luminii, a căldurii pe care lumânarea aceasta ne-o transmite. Să păstrăm căldură în sufletul nostru, să păstrăm pace, pentru că liniștea sufletească este foarte importantă. Eu am o mantră pe verso, urmează să o citesc, vă invit și pe voi să repetați după mine sau doar să ascultați mesajul. Este bine pentru mine să privesc în lăuntrul meu. De fiecare dată când mă cercetez mai în profunzime, descoper în mine comori nemaipomenit de minunate. Vedeți, e vorba despre cunoașterea de sine, e vorba despre centrarea pe voi înșivă, dragi doamne și domni din Scorpion, și despre minunăția pe care noi înșine o reprezentăm pentru noi înșine. Faptul că suntem cei mai buni prieteni ai noștri, faptul că avem grijă de noi, că avem o conștiință și că, exact așa cum spune și cartea aceasta, comorii nemaipomenite minunate, da? Practic, noi reprezentăm până la urmă o minune, faptul cum am apărut și așa mai departe. Și noi putem, la rândul nostru, da, să facem acele acțiuni, să facem acele, să luăm acele decizii, ca și în jurul nostru să aducem binele, să aducem echilibrul și pacea totodată. Să mergem, dragi Scorpion, mai departe, să vedem mesajele pe care cărțile obișnuite doresc să ni le transmită. Noi aici vorbim de 7 cărți, da, și vom afla descrierea persoanelor, acțiunile care se pot manifesta sub o formă sau alta. Hai să vedem, dragii mei, deloc întâmplător. 3, 4, 5, 6, 7. Vom avea următoarele situații. Văd un dar de bani sau un cadou pe care puteți să-l primiți. Este din partea unei firme sau a unei persoane din geme în balanță vărsător. Ori este din partea unei doamne sau domn cu ochii verzi sau albaștri. Da? Poate fi un angajator, poate fi o instituție de stat sau particulară. Wow, ce frumos! Și am sufletele pereche pe care scorpionii le pot forma cu doamnele sau domnii din geme în balanță vărsător sau care au ochii verzi sau albaștri, da? Și văd într-adevăr, dragii mei, cu iubire, acest as de treflă înseamnă iubire. Ce mai pot vedea? Văd pasiune, dragii mei, pasiune sau o bucurie mică și totodată o interacțiune cu o doamnă fie din Taur Fecioară Capricorn, fie șatenă cu ochii căprui. Ce mai pot vedea este, iată aici, un bărbat din fie brunet cu ochii negri sau căprui, fie din berbec leu săgetător. Foarte frumoase sunt informațiile acestea. Să mergem și la tarotul iubirii pentru a afla energia voastră, a persoanei la care vă gândiți și alchimia din relație. Cartea care să vorbească despre voi este perechea perfectă în care vă aflați sau pe care vă doriți, da? Poate vă doriți să fiți într-un asemenea cuplu, ori deja îl formați. Cealaltă persoană, iată, vorbește despre
o iubire pură platonică pe care poate o manifestă, o simte față de voi. Și această săptămână se poate concretiza într-un mesaj, da, un mesaj din partea unei persoane care vă iubește de la distanță. Iar alchimia dintre voi este a îndrăgostitului. Bărbatul din această relație va manifesta sentimentele. Poate sunteți voi, bărbații scorpioni, care iubiți de la distanță o persoană și veți avea surpriza frumoasă ca vorbind să aflați că este vorba despre o reciprocitate, pentru că iubirea pură platonică apărea în poziția energiei celeilalte persoane. Ce pot să spun este că această iubire pură platonică se manifestă și în cuplurile de lungă durată sau oficializate, pentru faptul că partenerul, partenera găsesc în dumneavoastră nu numai, să spun, soțul, soția sau iubitul, iubita, cu care aveți relații apropiate, relații intime îndestulătoare, dar modul în care gândiți, modul în care acționați, toate se manifestă într-un mod foarte plăcut. Și hai să vedem ce anume anunță cărțile de luni până duminică. Vorbim de luni, ziua de luni și de șaptele de spade. Vă văd foarte atenți în a prelua niște avantaje, în a nu fi manipulați. Atenție să nu vă fure cineva. Aici poate fi și o persoană din gemeni balanță vărsător care să încerce să vă manipuleze. Avem nuanța bleu care poate să conteze. Marți. Marți vine cu doiul de bâte. Marți sunteți într-o așteptare. Adunați informații, discutați cu cineva la distanță, văd această nuanță de portocaliu care poate să vă ridice vibrația. Doiul de bâte arată că nu prea acționați, stați într-o expectativă sau se produce cu o persoană din berbec leu săgetător o oarecare distanțare, o oarecare, un schimb de replici, da, chiar ușor conflictual. Ce pot să mai văd este că avem un patru de spade ziua de miercuri care aduce, să spun, nevoia de a planifica și de a face strategia pentru următoarele zile. Este o zi de convalescență, de încărcare a bateriilor. Din nou revine această culoare bleu activă. Patru de spade arată poate și niște controverse cu gemeni balanță vărsător. Dar vă văd așa obosiți, vă văd dornici să vă odihniți, dragii mei. Joi. Joi vine cu trei de monede, o carte foarte bună care arată deblocări, arată faptul că niște mecanisme pornesc. Veți colabora foarte bine cu taurii, fecioarele, capricornii. Iată, energia acestei culori galbene anunță într-adevăr faptul că veți avea mai multe rezultate în colaborări decât prin muncă individuală. Ziua de vineri aduce un 10 de spade, nuanța bleuului, dar și încheierea unui capitol dificil care pentru voi a contat. Da, 10 de spade arată că mai rău decât a fost nu o să vă mai fie. Cu aceste persoane din gemeni, balanță vărsător, dragi scorpioni, se manifestă, să spun, încheierea, da, încheierea unor dificultăți. Iar zilele de sâmbătă și de duminică se manifestă printr-un soare îndumnezeitor. Este o zi frumoasă, cu bucurie. Poate fi și o persoană din zodia Leu importantă și iată, prima dată este această nuanță de mov. Și duminică tot pe mov mergem și este o persoană din zodia Capricorn alături de voi. Sau, dragii mei, aici se manifestă o gelozie, se manifestă o toxicitate, sunt niște compromisuri care vă aduc o stare de neliniște. Da? Ca principiu, din nou, nuanța de mov, cum spuneam, luni ca și oră, importantă este ora 7, marți este ora 2, miercuri aveți ora 4 importantă, joi aveți ora 3, vineri este ora 10 dimineața sau seara, iar soarele de sâmbătă vine cu ora 19. Nu înseamnă că e soare la ora 19, ci ora 19 sau în intervalul orar între 1 și 9
Aveți o bucurie, dragii mei, și 15 este numărul de duminică sau ora 6, la fel cum și sâmbătă poate fi ora 10. Care, da, sunt zile și ore încărcate cu o anumită vibrație. Foarte, foarte frumoase sunt aceste energii cu care sper să rezonați, mai ales cu cele bune. Eu vă doresc o săptămână deosebită, să vă meargă bine. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție și vă doresc să fiți ocrotiți, ocrotitori, să vă bucurați de tot ce este mai frumos și vă aștept cu drag și la celelalte etalări. Vă pup și vă îmbrățișez. Pa, pa!